57% dintre respondenții celei mai recente cercetări derulate de eJobs România au spus că s-ar vedea la un salariu care să nu depășească pragul maxim de 3.000 de lei pe lună. 20% dintre aceștia au spus că o evaluare corectă ar fi în intervalul 1.500-2.000 de lei. 17% au menționat 2.000-2.500 de lei, iar alți 20% au spus că ar merita un salariu net între 2.500 și 3.000 de lei. 16% dintre cei care au participat la studiu cred că remunerarea corectă pentru pregătirea și experiența pe care o au este cuprinsă între 3.000 și 4.000 de lei pe lună. 9% se plasează în intervalul 4.000-5.000 de lei, iar procentele scad pe măsură ce cresc pragurile salariale. Cele 5 beneficii extrasalariale pe care le-ar dori angajații sunt tichetele de masă, primele de sărbători și programul flexibil. De asemenea, 45% dintre angajați pun în fruntea listei al 13-lea salariu.